Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune în audiență. Suntem la Dumbrăvița. Vom vorbi despre păstrarea și promovarea obiceiurilor noastre strămoșești. Să știți că această comună, comuna Dumbrăvița, este una dintre puținele comune din județul Brașov, dacă nu din țară, în care încă se mai păstrează aceste obiceiuri de care vă vorbeam. Rămâneți cu noi o jumătate de oră și nu o să regretați. Să mulțumesc și doamnei Iuliana Chira, care de câțiva ani încoace este alături de noi, cu copii de la Codlea și de la Hălchiu și părinților care au venit cu acești minunați copii. Și să vă doresc toate cele bune, la mulți ani Dumbrăvița, la mulți ani Sânțăreni. Distracție plăcută!
a 10-a ediție. Iată că de 10 ani suntem aici lângă dumneavoastră, Consiliul Local, Primăria Dumbrăvița și de ce să nu spun și MixTV-ul este alături de dumneavoastră. Mă bucur să vă văd, vă văd în fiecare an. Știu că această sărbătoare este și un fel de fii satului, pentru că sunt convins că și din străinătate, în această perioadă, se întorc cei care au plecat, cu binecuvintate treburi, să le spunem așa, să petreacă la zilele Comunei Dumbrăvița. Iată a 10-a ediție a zilelor Comunei Dumbrăvița. Această emisiune se vede în întreg județul. Ce le spunem locuitorilor județului Brașov? În primul rând aș vrea să vă mulțumesc pentru că participați aproape cam fiecare an, de la prima ediție până la a 10-a. Suntem la a 10-a ediție a zilelor Comunei Dumbrăvița. Parcă mai ieri am început. E ceva frumos. Atunci ziceam să ne vedem la a 10-a ediție. Acum vreau să zic să ne vedem și la a 20-a ediție. Păstăm tradiția, la fel ca în fiecare an, 3 zile de distracție pentru țânțăreni, vineri, ziua sportului, o zi frumoasă cu celebru meci de All Boys, formații de copii și juniori care au jucat de la Brașov, de la Codlea și de la Vulcan și de la Dumbrăvița. Sâmbătă, ziua dedicată tineretului. Acum a început manifestarea la ora 18, ține undeva până la miezul nopții. Avem invitată formația Hoinarii Craiului din Zărnești, o fetiță din Codlea care cântă, Denisa Maria. La ora 20:30 avem formația LOL Play și la 21:30 concert extraordinar Aurel Moldoveanu, urmând ca seara să se încheie cu un superb foc de artificii. Ziua Paradei Portului Popular, la ora 12 plecăm din fața bisericii, din fața primăriei, cu alaiu, coborâm în centru, facem hora și venim aici, continuând programul de muzică populară. Avem ansamblu Plaiurile Dumbrăviței, ansamblu de la Comuna Drăguș și ansamblu de la Comuna Șincanouă, din vecinii noștri de aici. Urmând ca după aceea să avem 3 recitale de muzică populară, domnul Marcel Avram, doamna Sava Negrean Brudașcu și o localnică de-a noastră, Dora Bodean, cu formația Romantici. Aceste evenimente, evident că nu se pot organiza fără fonduri. Cum v-ați descurcat în acest an? Da, pe această cale doresc să mulțumesc și Consiliului Local, că a fost de acord, din venitul propriu, pe lângă toate lucrările de investiții care le avem și le realizăm, am considerat că merită să alocăm bani și pentru aceste evenimente, 3 zile pe an, să se distreze și cetățenii Comunei Dumbrăvița. Thank you.
noastră de când organizez zilele Comunei Dumbrăvița, de la an la an am satisfacția că tot mai mulți sânțăreni respectă portul popular și se îmbracă în portul popular. Făcând aici o paranteză, anul trecut în decembrie am câștigat un fond european pentru modernizarea căminului cultural cu sonorizare și am prins și 30 de costume populare pe 3 zone diferite, adică câte 10 perechi pentru băieți și fete, zona Someșului, zona Moldovei și zona Sibiului. Sunt foarte mândru de această realizare. Important e și ansamblul Plaiurile Dumbrăvițe, care le avem aici în comună, cu familia Gușeilă, care se implică foarte mult și cu ajutorul cărora am înființat și vreau să duc mai departe această tradiție mult timp, pentru că e ceva frumos și ceva unic să păstrezi hainele noastre tradiționale. Foarte bună și ne-a dus o sursă de venit destul de importantă, în jur de 1.200.000, deci 12 miliarde de lei vechi și am realizat ceva. Avem chiar marți, pe 8, avem licitația pentru sala de sport la școală, care e o investiție foarte mare și foarte necesară, având în vedere că avem 400 de copii și fac sport la momentul actual într-o clasă de 6x4, de 25 de metri pătrați. De asemenea, avem aprobat în Consiliul Local și suntem în faza de analiză de ofertă pentru construcția unei case reci, case mortuare, împreună cu parohia. Parohia ne-a donat suprafața de 500 de metri necesară. De asemenea, aici, la baza sportivă, vreau să organizez, să asfaltez aici tot locul unde se țin zilele comunei și să construiesc niște vestiare moderne și competitive pentru echipa de fotbal. Am furat modelul, ca să zic așa, chiar de la Codlea, pentru că avem și o echipă valoroasă de fotbal și ca să putem promova în Liga a patra, ne trebuie condiții să avem teren la standarde, cum se spune, agreate de către FIFA, omologate. De asemenea, am avut două lucrări începute de anul trecut, care anul ăsta le-am finalizat. E vorba de realizare rigole pe calea Făgărașului în Vlădeni, lucrare finalizată anul ăsta, și asfaltare în jur de 800 de metri, o stradă din Dealul Frumos. Cu aceasta mai am două străduțe și Dumbrăvița, pot să zic că e asfaltată 100%. De asemenea, s-a aprobat în Consiliul Local și în cursul lunii septembrie, cred că se va finaliza și încă 3 străduțe, mai mici într-adevăr, din Vlădeni, Cârligata Mare, Cârligata Mică și Baltaseacă. Tot așa, o distanță de vreo 7
700 de metri și aproape se finalizează și Vlădeniu ca și asfaltare. Fac eforturi în limitele legii să sprijinim în continuare, țin foarte mult la aceste două lucruri, ansamblu de dansuri și echipa de fotbal și în limita posibilităților am ajutat și încercăm să ajutăm și în continuare și cultele, deci biserica și cultele de pocăiți, cum se spune, care le avem la nivelul comunei. Ajutorul bunului Dumnezeu, sper ca în mandatul viitor să realizez lucrarea cea mai importantă pe fonduri europene, se aprobă acum pentru ciclul 2014-2020, și anume canalizarea. Deci asta ar fi singurul lucru care ne-ar duce la, chiar la calitatea de oraș. Nu vreau să tind spre oraș, dar condițiile pentru cetățenii din comună sunt foarte importante și pentru asta sunt ales și îmi place ceea ce fac, să fac să crească nivelul de trai și de confort al cetățenilor comunei Dumbrăvița. Așadar, numai lucruri bune din partea unui primar gospodar pentru oameni gospodari. Felicitări, domnule primar, și la cât mai multe ediții acestor zile minunate, zilele Comunei Dumbrăvița. Mulțumesc mult! De asemenea, pe această cale vreau să transmit un sincer și călduros la mulți ani tuturor cetățenilor din Comuna Dumbrăvița și satul Vlădeni.
1965, sistemul comunist de atunci, printr-o hotărâre de guvern, a desfințat numele comunei din Țânțari în Dumbrăvița. Vreau să organizez la anul, pentru că trebuie legat de niște alegeri sau locale sau parlamentare din toamnă, un referendum în care țânțărenii, dacă vor să, și sunt de acord, să schimbăm denumirea localității, să revenim, nu să schimbăm la denumirea de Țânțari. 90% din județ ne știe de Țânțari. Și eu țin, chiar dacă nu sunt născut în Țânțari, eu sunt născut în 1970, țin foarte mult la denumirea de țânțăreni. Mai veneau la manifestări, la manifestările trecute, invitați de seamă de la Brașov și se adresa cu dragi dumbrăvițenii. Dragi țânțăreni sună mult mai... mult mai țânțărean. Sună autentic. Autentic. Și încă o dată vreau să vă mulțumesc postului Mix, că sunteți alături de mine la orice evenimente avem și în special la zilele Comunei Dumbrăvița. La mulți ani țânțăreni, la mulți ani vlădăreni. Și se întâmplă o dată pe an aceste lucruri la Dumbrăvița, ați văzut și dumneavoastră, țânțărenii, cum le place lor să li se spună, știu să se și distreze, dar să fiți convinși că ei știu să și muncească. Eu pentru săptămâna viitoare v-am pregătit o nouă surpriză, nu știu dacă ați aflat, dar cavalerii teutoni s-au întors în cetatea Feldioarei. Rămâneți cu noi, pe săptămâna viitoare vom vorbi despre Feldioara.